another bag of Louis to hide all her demons. And God, she trusts all the money she believes in. She looks so. Asta a plecat de la un curs pentru învățământul la distanță, unde era obligatoriu să existe un suport. Este o carte nu mai foarte frumoasă, este o carte foarte deșteaptă. Este făcută inițial ca un curs și spune studentului cum să facă pas cu pas design de presă. Și mă bucur că este scrisă de cineva care a făcut școală de design în România și care a făcut design de presă și design de carte în România, pentru că școala de design în România e foarte bună pentru design de presă. Aceasta este prima carte, primul manual românesc de design de presă după știința mea. Eu altul nu știu. Antevorbitoarea mea a spus că designul de presă în România avea câștigat premii internaționale, este foarte dezvoltat. Cred lucrul ăsta. Eu cred lucrul ăsta. Din păcate, practica, nefiind în mediul academic, ci în cel practic, practica ne omora întotdeauna. Iar această carte, pentru noi, cei care facem reviste, ziare, orice alte publicații, e extrem de binevenită. Orice om care va dori să lucreze în departamentul de DTP de la Flacăra va trebui să o citească. Cartea este un manual extraordinar. Etapele prin care am ajuns la acest lucru sunt descrise și în un studiu de caz în carte. Trebuie să le citesc. Și pot să vă spun că este o adevărată profesionistă și cartea merită citită de toată lumea care are un interes cât de cât în lumea jurnalisticii de la noi. Hey, cartea Alexandru, să știți că e cu poze. Deci de acum înainte voi fi foarte liniștit. Când vom merge la lansări prin diverse locuri, nu știu, de la Târgu Jiu la Târgu Mureș și de la Satul Mare la Baia Sprie, că astea mi-au venit în cap în momentul ăsta, ne vom lăuda și cu cărți cu poze. E într-adevăr un manual excepțional. Mi-ar fi plăcut să îl luam acum vreo 15 ani când m-am apucat. Dar pe de altă parte e foarte util și acum, pentru că atunci când lucrezi și în rutina zilnică, uiți de multe ori de unde ai plecat și uiți lucruri esențiale pe drum. Alexandra Bardan, o dublă specializare. Prima pe filieră vocațională a fost obținută în 90, nu spunem când, cu o licență în arte plastice și decorative la Universitatea de Artă București. A doua specializare, profil umanist în științele informării și comunicări, a fost aprobată cu studii de master și doctor la Universitatea Paris, între așa și nu mai spune. A publicat două cărți mari de din politică în România, înainte și după 1989, și aceasta este una din cele două cărți care au marcat colecția comunicare. Și Les industrii culturale ale României, 1970-1989, de fapt, lucrarea ei de doctorat, publicată exact în limba franceză. Îmi place ultima frază de pe prezentare pe care și-a făcut-o singură. Deci ultima frază este așa, scurtă, deci un paragraf lung, așa. Și ultima frază are 5 cuvinte. În prezent lucrează ca freelancer. Punct. Sunt foarte multe de spus, foarte multe de povestit, însă pentru seara aceasta aș avea două idei construite pe ideea de, sau pe, în jurul noțiunii de design. Prima idee ar fi cartea ca proiect. Bun. Când te apuci să scrii ceva, mai ales când te apuci să scrii o carte, trebuie să te gândești un pic, măcar un pic, și la publicul căruia te adresezi. Bun. Ei, cartea asta, eu am scris-o pentru mine. Bun. Pentru mine, să explic puțin, este pentru mine cea de acum 10 ani, care nu avea experiență profesională, era ușor derutată și nu știa de unde și cum să abordeze un proiect de design grafic. Cu siguranță că multă lume trece sau va trece prin această etapă. Pentru mine știu că ar fi fost bine să am așa ceva acum niște ani și sper că și pentru studenții sau tinerii care sunt la început de drum să fie de folos. A doua idee este legată de faptul că această carte este, până la urmă, rezultatul unei munci de echipe
și până la urmă asta este foarte frumos în orice proiect, neapărat de design sau de altceva. Și tocmai echipa cu care am colaborat, i-am în față pe mulți dintre ei, mai sunt și alții pe care aș vrea să-i numesc. Colaborarea cu ei, practic, m-a ajutat să aduc crearea în formă.